Salutare și bine v-am găsit la un nou video. În acest video o să vă arăt din nou iepurașii și celelalte animale și o să vă mai spun și câteva lucruri. Aici avem femeia la fluture, asta, metisa asta. După cum vedeți, am făcut acolo, dar pentru că nu și-a făcut cuibul, nu știu, cred că este nebună, nu știu ce are. De nu, nu ai fată. O să o dau din nou la iepuroi peste o săptămână. Adică că bag fânul ăsta. Ia uitați, am băgat fânul ăsta de aici. Și după cum se vede, cred că este. Cred că are pui în burtă, pentru că are burta mare și face și așa urât. Ia uitați. Acum nu mai face, dar face așa. Așa. Și după cum este cam, are mai burta cam mare să nu aibă o baică de încet. Nu simt ceva. Auziți cum a făcut. Deci cu siguranță va făta, dar nu sunt sigur. Asta e, nu avem ce să facem. Uitați-o. Aici este masculul. Aici este banditul de mascul. Uitați-l ce mare este și el. Este frumos, este mare. Încă nu l-am dat, deci pe el. Apoi sper că o să fete această femelă, dacă nu o să-mi iau alți iepuri. Și ce vreau să vă mai spun, deci am fost cam în sat la vreo 5 persoane pe care îi cunosc eu cu iepuri și nu prea am găsit iepuri, deci mulți nu mai au și mulți au spus că nu mai vând iepuri. Aveau puțin. Și eu nu știu de unde să cumpăr un iepuraș. Dar sper că o să găsesc eu. Și haideți să facem cât mai repede 330 de abonați. Acum, de câteva zile, toți atâția avem. Hai că putem să urcăm și încă cu câțiva abonați. Aici sunt găinile. După cum vedeți, uitați-vă, aici sunt găinile. Am dat drumul. Sunt frumoase și ele. Și atât am vrut să vă spun despre ei. Uitați-vă. Deci eu cred că fată e această femelă. Ia uitați. Și nu știu ce face acolo. Habar nu am, deci dacă cumva știți de ce face așa, se scarpină sau nu știu, habar nu am, nu se vede să se smulgă, habar nu am. Sper că o să fete, ia uitați, din nou, ei nu știu ce are. Sper că o să fete și haideți că vă arăt și porcul. Ia uitați, el este acolo în coteț, doarme. Adică stă domnul Ghiță, care înainte de Paști va fi sacrificat, din păcate. Asta e, să vedem ce să facem. Oricum trebuie și un pic de cărniță. A revenit, așa că am eu niște prieteni care au niște iepuri, au iepuri fătați doar de 7 zile, 8 zile și poate o să o cumpăr de la ei când o să aibă o lună și ceva. Depinde, dacă nu urcă, dacă nu o să urcăm mai, cât mai repede la 330 de abonați până, deci până vă dau dată, până vineri, dacă nu strângem 330 de abonați, o să amân. Pentru că dacă văd că nu urcă,
Mi-ai... Nu are rost să cumpăr iepurile. Oricum, acum vreau să aștept să văd dacă fată și această femelă. Și în habar n-am, nu știu ce să fac. Așa că cred că ar fi mai bine să amână până la 340 de abonați. Ca să mai crească și puii aceia ai verișorilor mei, ca să pot să cumpăr unul sau doi din ăia, că o să vă las o poză cu ei. O să vă las o poză cu puii. Bine, sunt mici, doar câteva zile au o săptămână, atât. Da, și sunt micuți. Uitați-o, ia, se văd ulurile.